Slăvit să fie Domnul, care ne arată încă o zi și dacă înțelegem să o prețuim și dacă ne-am rugat și Domnul ne-a ascultat rugăciunile, credem că Dumnezeu să ne și vorbească, de aceea zic, Doamne, vorbește-ne. Nu mai citesc alt cuvânt, cred că cuvântul vine din partea Domnului care a fost citit, adaug doar ceea ce Domnul Iisus spunea și puțin amintit și vineri. În Matei, capitolul 24, ei, ucenicii, au trecut pe lângă templu și au arătat lui Iisus clădirile templului și Domnul le spune, vedeți voi toate aceste lucruri, versetul 2, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Domnul a stăzut jos și i-au întrebat, Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, amin. Cel mai mare pericol pentru ziua de astăzi, pentru biserica din zilele noastre, nu este coronavirusul. Cel mai mare pericol nu este alte lucruri care se pot întâmpla. Cel mai mare pericol pentru ziua noastră, pentru biserica din ziua de azi, este pericolul amăgirii. Și Domnul Iisus, când apostolii întreabă și ucenicii întreabă, Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și am fi așteptat un răspuns din partea Domnului cu dată. Domnul Iisus nu răspunde așa. Și modul în care răspunde Domnul Iisus e foarte categoric. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Dar puteau spune ucenicii, Doamne, dar noi te-am întrebat când se va întâmpla. Cel mai mare pericol pentru biserica de azi este pericolul amăgirii. Și cuvântul care a fost citit se potrivește așa de bine la ceea ce cred că Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Când mergem pe drum cu mașina, de multe ori avem indicat mare. La noi în zonă este un drum de munte și sunt, mai ales când plouă, foarte des cad pietre. Și din loc în loc sunt indicatoare, atenție, cad pietre. În această seară, cred că Dumnezeu ne pune în față un indicator de avertizare. Și anume, că putem fi amăgiți. Că putem fi înșelați. Spunea cuvântul Domnului Iisus, versetul, același capitol, versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela nu pe puțini, vor înșela pe mulți. Același capitol, versetul 24, se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face mari semne, mari și minuni până acolo încât să înșele și iată pericolul. Dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cred că Dumnezeu v-a ales. M-am uitat și așa de mult m-am bucurat să fiu cu dumneavoastră, să ascult aceste cântări frumoase. Dar și pentru noi și pentru dumneavoastră este același pericol de a fi înșelat și zic, Doamne, păzește-ne! Pentru că lupta noastră o avem împotriva diavolului. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, spune că balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, și care e meseria lui? Pe lângă că e mincinos, spunea Domnul Iisus, când spune o minciună, spune din ale lui. Dar meseria lui și lupta lui, acela, spune, care înșală întreaga lume. Și el nu-i mulțumit că pe cei de afară i-a înșelat și ține în întuneric. Nu-i fericit diavolul că i-are pe cei din birturi, din discotești, din droguri, nu-i mulțumit. El vrea pe copiii noștri duși pe brață la binecuvântare să-i ducă acolo. Doamne, nimicește planurile diavolului. Vrea diavolul să aducă înșelăciune în biserică. Și nu să ajungem să spunem că nu există Dumnezeu. O, nu asta. Dar să schimbe puțin și vedem imediat ce vrea să schimbe. Meseria lui asta este să înșele. Eva a crezut că poate să discute cu diavolul. A crezut că poate să târguiască. Și a înșelat-o. Și mai spun unii tineri, cum se spunea și vineri, cred că este, frate, lasă că eu știu, îl evanghelizez eu, o fată. Asta este înșelăciune. Asta este o mare amăgire. Când te căsătorești, dragul meu tânăr și draga mea tânără, când te căsătorești, nu începi evanghelizare. Tu de acolo trebuie să pleci de pe o bază bine pusă și tu și cel care are să-ți fie soț și de acolo să construiești un cămin pentru Dumnezeu în căsătorie. Căsătoria nu e evanghelizare. Evanghelizarea o fac frații, o fac tinerii. Când veniți în Buzău, Doamne ajută-vă să veniți la evanghelizare și acolo. Aia e evanghelizare. Căsătoria nu e evanghelizare. Diavolul însă înșală, frate, spunea Samson, ia o cămin
Îmi place. Dar nu-i place păstorului, nu-i place comitetului, nu-i place la părinți, dar îi place lui. Și diavolul l-a înșelat. Nu citesc, că e târziu, dar spune acolo în Judecător, capitolul 16, acolo, că tot vorbindu-i l-a adormit și după ce i-a tăiat părul, spune cuvântul Domnului că el a spus: mă voi scutura ca înainte. S-a trezit. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Doamne, păzește-ne! Acolo vrea să ne ducă diavolul. Aceasta e lucrarea lui de amăgire și vrea să amăgească poporul Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu și i-a amăgit pe Eva, spune în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretnicul lui și Eva recunoaște în Geneza 3, șarpele m-a amăgit. Asta e meseria lui. Și în lupta aceasta nu-i biruință, mai ales pentru soții, pentru femei, să facă teologie cu diavolul. Nu-i biruință în asta. Nici pentru noi. Diavolul trebuie mustrat în numele Domnului și lăsăm întreaba lui și noi ne ținem de Domnul. Doamne, ajută-ne! A amăgit pe Eva cu șiretnicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Aceasta vrea diavolul, să fim amăgiți. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, spune cuvântul Domnului: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. De ce? Că îi înșală diavolul. Facă Dumnezeu la dumneavoastră să fie aici frați care să poată ține Evanghelia sus. Că vin unii, spune Apostolul Petru, 2 Petru 2:1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, răia ce spunea Domnul Iisus, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Voi știți în ce măsură, și frații ce știu, dar dacă a spus-o Biblia, se va întâmpla. Care vor strecura pe furiși, erezii nimicitoare, și am găsit chiar în America, numai cu 3 săptămâni undeva, într-o biserică, când unii vin și vorbesc pe engleză, frații mai în vârstă nu înțeleg, și strecoară erezii. Exact ce amintea fratele aici. Odată ce ai fost mântuit, ești mântuit. Învățătura calvinistă, care a pătruns așa de mult. Dar dacă suntem mântuiți pentru totdeauna, la ce mai spunea Domnul Iisus? Vedeți să nu fiți amăgiți. Băgați de seamă că mulți vor fi amăgiți, mulți vor cădea. Doamne, dă-ne înțelepciune. Să fim cu mare atenție. Vor strecura pe furiși, erezii nimicitoare se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Împotriva acestei amăgiri, Dumnezeu ne-a dat o credință și mă întorc la cuvântul citit, Iuda, versetul 3, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit. Aș fi fost curios ce putea să scrie, ce ar fi scris Iuda despre mântuire. Poate cuvinte frumoase. Dar când vrea să înceapă să scrie, vine Duhul Sfânt și spune: auzi, nu scrie lucrul acesta. Scrie fraților, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce așa de important lucrul acesta? Încât vine Duhul Sfânt și schimbă o epistolă întreagă și schimbă ceea ce vrea să scrie omul acesta. Pentru că aici intervine marea amăgire, frații mei. Când oamenii vin și schimbă credința. Sau mai bine spus, diavolul, prin anumiți oameni, prin anumiți proroci mincinoși, prin anumiți învățători strecurați, vin și schimbă. De aceea Domnul ne-a dat cuvântul lui care nu se schimbă. Spune cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 1, versetul 16-17. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, oricine se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Când Dumnezeu a trasat calea pocăinței, Dumnezeu nu acceptă modificări. Politicienii noștri în România și de noastră aici dau o lege și nu intru în detalii, după ce au dat o lege, și aduc aminte și dau seama că au greșit în unele părți și vin cu tot felul de amendamente. Măi, n-a fost bine acolo, schimbăm aici, mai schimbăm și dincolo. Când Dumnezeu a dat legea lui, Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu are nevoie de amendamente. Pentru că El e desăvârșit
și cuvântul acesta este desăvârșit. Doamne, ajută-ne să-L primim așa și să-L ținem așa. În Dumnezeu nu-i nici schimbare, nici umbră de mutare. Dar unde e problema? Păi problema este la noi, care citim cuvântul acesta. Spuneam Apostolul Pavel lui Timotei, 2 Timotei 3, versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și apoi spune că din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. E așa de important să fim atenți la amăgire. Apostolul Petru scria în a doua lui epistolă, capitolul 3, versetul 15, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Și acum auziți. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, în epistole, în cuvântul lui Dumnezeu, sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici, ce fac? Le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, cu ce final? Cu finalul pierzării, spre pierzarea lor. Adică nu-i problemă că n-avem cuvântul, că l-avem. M-am bucurat să văd și la tine și la surori acestea tinere, Biblia la fiecare aproape. Domnul să vă binecuvânteze. Slavă Domnului că avem cuvântul și încă se găsește. Și încă putem să cumpărăm și să citim. Nu-i problemă că nu-l avem. E problemă mare că putem să-l înțelegem greșit. Putem să acceptăm învățători care să ne spună și de multe ori oamenii aceștia nu vor veni de la amvon. Spuneam și azi dimineață, la Aleluia, Biserica Aleluia, că pătrund în bisericile noastre învățături. Știți unde pătrund unele? La mama și copilul. Acolo o soră cu mai mulți copii se chinuie, tristă, apăsată, cum spunea, brațele obosite. Și vine o altă soră și îi spune, auzi, soră, păi da, tu nu știi? Tu nu cunoști? Au spus și nouă, au venit să ne spună unii sfătoși, care vor să dea sfaturi. Soția a făcut medicina, știm ce putem să facem, dar ne temem de Dumnezeu. Dragii mei, aceste învățături strecurate pe furii, spunea Apostolul Petru, băgați de seamă, nu cumva să ne afecteze. Doamne, păzește-ne! Răsălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. Dumnezeu este neschimbat, în El nu este schimbare. Cuvântul Lui este neschimbat. Dumnezeu a dorit ca poporul Lui să aibă cuvântul scris. Legea pe care Dumnezeu a dat-o în Exod, spune cuvântul Domnului în Exod, în capitolul 32, versetul 15, Moise s-a întors, a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. De ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că Dumnezeu știa ce important este să avem cuvântul scris, să-l putem citi și să-l putem înțelege corect. Doamne, ajută-ne la aceasta. Se coboară Moise de pe munte, vede idolatria în care a pătruns în popor, și sfărâmă tablele acelea de piciorul muntelui. Și ce spune Dumnezeu? No, dacă le-ai sfărâmat, fii sănătos. Nu asta spune Dumnezeu. Dăm o pagină, capitolul 34, versetul 1. Domnul a zis lui Moise, taie două table de piatră ca cele din tâi și eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din tâi și parcă și mustră puțin pe care le-ai sfărâmat. Adică Moise, eu vreau cuvântul meu să fie scris, ca poporul să-l aibă. Și trebuia păstrat, scrie în Evrei, capitolul 9, nu mai citesc, că în chivo trebuia păstrat toiagul lui Aron, tablele legii, șomerul cu mană. De ce? Ca mărturie peste generații. Moise a spart tablele acelea și primele nu știm, dar nu ne spune Biblia dacă au le-a tăiat Moise, dar pe asta îi spune Dumnezeu, acum taie tu două table. Și n-a avut mașinile care sunt astăzi, da? Trebuie să muncească. Dragii mei, nu doar că Dumnezeu a lăsat cuvântul scris, Dumnezeu ne-a trimis cuvântul întrupat, Ioan 1. La început era cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis cuvântul întrupat, Logosul, care este Domnul Iisus, slăvit să-i fie numele. Și ne-a rămas scris în Sfintele Scripturii. De ce? Ca să putem să nu fim amăgiți.
Apostolul Pavel spunea în Efeseni capitolul 4, versetul 11, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iată de ce e important să avem slujitori. Iată de ce e important să avem slujitori care să ne învețe cuvântul Domnului și care să ne mustre când greșim. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șneteria lor, în mijloacele de amăgire. Cea mai mare amăgire astăzi, dragii mei, este că oamenii vin și însuflați de diavolul, schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Alții s-au permis să schimbe chiar în Biblie, dar cei mai mulți cu aceeași Biblie o înțeleg și o interpretează greșit. Mă rog ca Dumnezeu astăzi să ne dea urechi de auzit și să putem înțelege cuvântul Domnului și să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a dorit ca poporul lui să aibă cuvântul scris, să aibă cuvântul săpat, să aibă cuvântul, și Domnul Iisus a lăsat scris, a pus Duhul Sfânt pe inimile unor oameni să scrie cuvântul lui. Și unii au înțeles, alții n-au înțeles. Vreau să vă dau un cuvânt din Scripturi legat de modul în care vine diavolul să schimbe cuvântul Domnului. În 2 Împărați, capitolul 16, vorbește cuvântul Domnului despre un om, un împărat, pe nume Ahaz. El a mers la luptă, s-a luptat, în fine, a trimis solul lui Tiglat-Pileser, versetul 7, împăratul Asiriei, se spună, eu sunt robul tău, în fine. Spune cuvântul Domnului că atunci când s-a întors de la Damasc, versetul 10, împăratul Ahaz s-a dus la Damasc, la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar, în tocmai cum era făcut. Preotul Urie primește schițele și tot chipul acela și face un altar după chipul trimis din Damasc, de împăratul Ahaz. Și preotul Urie spune că la venirea lui din Damasc, Ahaz, împăratul, a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. Și acum au zis, a ars pe el, arde de tot, darul de mâncare, vărsa jertfele de băutură, a stropit. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă, care era înaintea Domnului, ca să nu mai fie între noul altar și casa Domnului. L-a pus lângă noul altar spre miază noapte. Dar ce jertfe a jertfit pe noul altar? Jertfe din Damasc sau jertfe din lege? Din lege. Închinarea a rămas la fel. Jertfele au rămas la fel. N-a schimbat jertfele. A schimbat doar altarul. Și spune versetul 15, împăratul Ahaz la poruncă preotului Urie, s-a ars pe altarul cel mare, arde de tot de dimineață, darul de mâncare, cea de seară, arde tot întregul popor din țară și toate celelalte jertfe, că despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Și când preotului nu-i pasă, când împăratului nu-i pasă, când tatălui în familie nu-i pasă că s-a schimbat altarul, altarul Domnului a fost pus la o parte și în familie acum este alt altar. Și sufrageriile noastre, livingurile noastre, sunt toate de multe ori puse spre un centru, spre un alt altar, care în cele mai multe case e televizorul. Doamne, păzește-ne! Nu-mi pasă de altarul vechi, nu-mi pasă de rugăciune, nu-mi pasă de cântare, nu-mi pasă de astea. Noi avem alt altar. Avem telefonul, vine de acasă de la muncă obosit, se trântește acolo în pat și deschide telefonul și stă pe telefon. Un alt altar. Dar duminica vine la biserică, îmbracă copiii și vine la biserică, ia parte la masa Domnului. Da, dar s-a schimbat altarul. Nu s-au schimbat ardele de tot, tot lui Dumnezeu ne rugăm, că despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Nepăsarea este unul dintre cele mai subite păcate în Scripturi. Spunea Apostolul Pavel Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Ți-ai pus pe inimă, dragul meu tânăr, la noi, nu că aminte au fost lucrări, și Domnul a vorbit și cu siguranță și aici Domnul a vorbit, că Domnul vrea să dea daruri tinerilor. Și am auzit pentru unii chiar cu urechile mele când Domnul a spus, vreau să dau un dar.
La unii nu le-a păsat. Și am întrebat pe unii după o lună, după un an. Auzi, Domnul ți-a vorbit că vrea să-ți dea un dar. Ce ai făcut? Păi frate, până acum nimic. Dar zic, da, ai intrat la post. La mărturisire ai intrat așa, la o curățire, la un timp de post. A, nu, frate, nepăsare. Dacă Domnul vrea să-mi dea, o să aici. Da, nu-mi pasă. Și atunci, dragii mei, prin nepăsare și de multe ori prin nepăsarea unor slujitori în biserică, intră și se schimbă în casa Domnului. Că vă citești mai departe, 2 Împărați 16:16. Preotul Uria a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. S-ar putea ca o soție să accepte schimbarea altarului în familie, după cum spune soțul. Va spunea cuvântul Domnului și prin Ieremia că soții știau că soțiile lor se închină la alți Dumnezei, dar n-au făcut nimic. Nu e interesant. Și împăratul Ahaz a sfărâmat răstoșată de cetăblile de la temelie. A scos ligenele de pe ele, a dat jos marea de pe boie de aramă care au sub ea și a pus-o pe o pardoseală din piatră. De hatârul împăratului Asiriei. Și acum auziți, ce a făcut? A desfințat casa Domnului? Nu! A desfințat jertfele? Nu! A schimbat în casa Domnului. Nu foarte mult. Cum spuneam, jertfele la fel, corul cântă la fel, fanfara la fel, copiii cântă la fel, dar s-a schimbat ceva. Și uneori se schimbă fără să ne dăm seama. Eram undeva într-o biserică micuță și un frate a dat un îndemn, nu era dintre noi, dar în fine, a fost pus la un îndemn și a spus el, fraților, da, eu de mult uneori mai mă gândesc și trebuie ce urmează și ce să spun și nu întotdeauna sunt atent. Așa am fost atent și am ascultat ce spunea el. Fraților, Duhul Sfânt nu este, el nu rămâne doar în Scripturi. Duhul Sfânt se poate manifesta și în afara Scripturilor. Da, așa, pe nesimțite, pe nebăgate de seamă. Și zic, frate, oprește-te. Aici ai greșit. Și l-am oprit. Pentru că Duhul Sfânt nu iese din Scripturi. N-are cum. Păi el a scris, el a insuflat Scriptura. Cum să iasă manifestări ale Duhului Sfânt în afara Scripturilor? De multe ori, nu desfințează diavolul, dar schimbă puțin. De hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului. Și frați care atunci când erau în România nu acceptau să cânte la mulți ani copiilor, nici familiei. Dar au crescut copiii, au venit în America și acum de hatârul soției poate. Poate de hatârul copiilor accepta să cânte la mulți ani. N-a desfințat cuvântul Domnului, nu m-a schimbat altarul puțin. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Dragii mei, să fim atenți, nu cumva să ne înșele diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și dacă îl vom păstra așa, vom avea parte cu Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Nici de hatârul soției, nici de hatârul copilului, nici de hatârul slujitorii, de hatârul bisericii, că unii au acceptat. Frate, dacă nu-i las, mă dau jos. Să te dea jos, să te pună Domnul sus. Pentru că nepăsarea, când spuneau, n-are nimic, lasă că n-are nimic. Nepăsarea aceasta aduce în urmă amăgire. Dumnezeu să vă păzească și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așa lucrează diavolul. Nu o să vină diavolul să spună de la amvon, de aici, auziți, nu există Dumnezeu. Nu vă mai rugați că vă rugați degeaba, nu. Că vă să-l oprim repede. E simplu. Dar vine cu învățături așa subtile. Auzi, Duhul Sfânt a fost până s-a scris Biblia. Acum să vezi că poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și fără vorbirea în alte limbi. Și oamenii nu mai știu. Strecoară pe furiș. Erezii nimicitoare. Să dea Dumnezeu slujitorilor dumneavoastră o minte trează. Și m-am bucurat să văd că sunt treji. Domnul să vă binecuvânteze. Amăgirea poate să vină în schimbarea Scripturii, câte puțin. Vreau să mai dau un alt domeniu și aici în mod special vreau să mă adresez tinerilor fără să-i înscris, pentru că nu-i timp acum. Una dintre cele mai mari domenii de amăgire, unde tot s-a schimbat ceva în casa Domnului, este muzica. Tinerii, ascultați-mă bine. Este muzica. Și nu merg să cânte diavolului, că cei de la Hillsong și alții care cântă, nu spun că ei cântă diavolului, nu! Jesus, I love you! Cântă lui Iisus, numai despre Iisus auzi.
dar s-a schimbat altarul, că inima nu mai e aceeași. E păcat, este o purtare necuvincioasă, s-a schimbat altarul. Vedeam pe una din cântărețele aici în America, cu mare vază, câștiga și câte premii, Grammy și mai departe, și pe scenă cântând. Și unii merg și aleargă și ascultă cântările acestea. În cântările acestea este o travă să vă păzească Dumnezeu, dragi tineri. Să puteți să le respingeți și să rămâneți în cântările astea frumoase care s-au cântat aici. Domnul să vă ajute! Este un mare și am spus-o de multe ori și știu că spunând asta mi-atrag multă ură din partea unor. Nu mă interesează. Una dintre cele mai mari lucrări de amăgire în ziua de astăzi este în domeniul muzicii, în care te lasă să cânți cum vrei tu. Poți să te îmbraci cum vrei, nu contează cum e viața ta. Nu contează, de exemplu, la Hillsong, ani de zile în corul Hillsong au fost homosexuali. Când s-a descoperit, fost unii au făcut scandal. Păstorul tău trebuie să ia o decizie, să spună ce va urma. Și a spus el, vine ziua, sunt sigur, când vom accepta căsătorii homosexuale în biserica Hillsong. Cântările acestea au pătruns ale lor în multe biserici și unii frați nu-și dau seama. Uitați-vă, tinerii știu ce vorbesc. Cântarea aceea, 10.000 de motive, care de altfel nu-i urea. Nu vorbește despre diavolul, chiar inspirată dintr-un psalm. Uitați-vă pe internet și apoi închideți internetul, da? Nu vă dau eu voi la internet. Cine o cântă? Și între ei este unul care are un cercel într-o ureche, bărbat. Mai are unul și altă ureche și nu i-a ajuns, o pus unul și nas. Și aceste cântări, schimbate puțin. Dar cuvintele sunt tot despre Domnul, frate, dar cântă despre Iisus. Frate, dar la concertele lor, îți cu mâinile pe sus, Domnul îi cercetează. Îi cercetează cineva, dar e un duh de amăgire. Că dacă te cercetează Domnul, în urma cercetării Duhului Sfânt vin lacrimi de pocăință, întotdeauna. Romani capitolul 14 cu 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci primul lucru, nu-i pacea, nu-i bucuria, primul lucru e neprihănirea. Când vine Duhul Sfânt în cercetare, El ne cercetează în privința păcatului nostru. Să intrăm la mărturisire, să cădem înaintea Domnului, să plângem pentru păcat. În urma mărturisirii, în urma iertării, vine bucuria, neprihănire, vine pacea, pace și apoi vine bucuria. Știți cum le face diavolul? Pe dos. Dar se bucură, se vede și bucuria au, pe fața lor se vede, da? Este o mare, mare lucrare de amăgire, nu mai am timp să vorbesc. Să vă păzească Dumnezeu de cântările acestea. Este una dintre cele mai mari lucrări de amăgire în ziua de astăzi, în biserica, așa zis, creștină. Așadar, dragii mei, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să fim treji și vegheatori. Să nu cumva să schimbăm nici de hatârul copiilor, nici de hatârul bisericii, să ținem credința așa cum a fost dată. Dacă vom face așa, dacă nu ne vom rușina de Domnul, dacă vom mărturisi pe Domnul, vine ziua când El, Matei capitolul 13, și eu vă voi mărturisi înainte Tatălui. Doamne, ajută-ne la aceasta, amin. Un alt domeniu în care diavolul ne amăgește foarte mult este domeniul mustrării. Acum, când spui la frați de mustrare, după cum am văzut de la dumneavoastră de două ori fiind aici, frații vă cam mustră. Frate, Biștu și tot ne mustră, eu nu vă mustru. Numai vă spun un pericol de mare amăgire. Să nu mai primești mustrarea. Să nu mai accepți mustrarea. Să spună domnul unui tânăr, tinere, în fața ta stă o cursă, o groapă. Și apoi un frate să le ia deoparte, măi, ai înțeles lucrarea? Oh, da, dar el n-a înțeles-o. Și când îl mustră, când îi aduci mustrare, știți ce fac frații noștri astăzi? Mustri pe un frate. Păi frate, tu nu ai văzut cum au venit la biserică familia ta? Frate, dar numai de mine te iei, n-ai văzut și pe ceilalți. Și când i-ai mustrat, mai ales aici unde sunt mai multe biserici, frații pleacă la altă biserică. Dacă nu-i convine aici, nicio problemă, duc la alta. Și dacă nu-i convine nici la aia, apoi sunt biserici de americani aici câte vreți. Nicio problemă, duc acolo. Dar spunea cuvântul lui Dumnezeu, hai să știm din Proverbe, capitolul, ia să văd dacă găsesc repede, Proverbe 6, versul 23, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt
calea vieții. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Îmi aminte când eram tânăr, așa ca și tinerii aceștia, și înainte să mă căsătoresc, mai jucam fotbal. Odată am mers chiar cu copiii de la biserică și în loc să lasă joacă și ei, m-am jucat de mai tare ca ei. Fratele Iosif, ca tare m-a mustrat. M-a luat deoparte și mi-a spus la cuvinte. De atunci m-am vindecat complet de fotbal. Nu mi-a trebuit în veci fotbal. Că mustrarea, dacă o înțelegi, îți aduce viață. Doamne, ajută-ne să primim mustrarea. Deși doare, deși nu ne place. Dar spune tot în Proverbe, dăm două pagini în stânga, Proverbe, capitolul 1, versetul 20, că înțelepciunea strigă unde e zarva mai mare și întreabă, până când veți iubi prostia proștilor? Versetul 24. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi întind mâna și nimeni nu ia seama. Fiindcă lepădați toate sfaturile mele și auziți. Nu zice că n-acceptați mustrările. Și Biblia merge mult mai adânc și spune, și nu vă plac mustrările mele. Tinerilor, vă place mustrarea? Nu ne place, nici mie nu-mi place, frate. Poate vă tot mustră, frate. Dar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și spunea înțelepciunea, pentru că nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, voi bate joc de voi când va apuca groaza. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. Îți place mustrarea, iubești mustrarea. Am ajuns să ne placă mustrarea. Atunci când cineva ne mustră, poate chiar Domnul în plin, poți să pleci capul să spui, frate, am să mă cercetez. Poate nu e așa. Poate a fost un cuvânt care nu se potrivea exact. Dar poți să pleci capul să spui, frate, să știi că intru într-o săptămână de post și mă cercetez înaintea Domnului. Nu ne prea place mustrarea astăzi. Dar numai mustrarea ne poate scăpa de cursa diavolului. Tot Proverbe, capitolul 22, dacă nu înșel, versetul 14. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Adică, dacă nu-ți place mustrarea și îndemnul, într-o zi Dumnezeu te va lăsa în pornirea inimii tale. Spune cuvântul Domnului în 2 Tesalonicen, capitolul 2, versetul 9. Arătarea diavolului se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni anticristului și semne mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, din ce pricină? Când li s-a spus adevărul, nu l-au primit. Când au fost mustrați, n-au acceptat. Și Domnul spune, pentru că n-ai iubit mustrarea, pentru că n-ai ajuns să-ți placă mustrarea, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Am stat de vorbă cu astfel de oameni, pe care am încercat cu tot ce am știut din Biblie să-i conving. Și au stat și alți frați. Și n-ai avut cu cine. Îi arătai negru pe alb, cum scrie în Biblie, și a spus, nu, scrie așa, dar se înțelege altfel. S-a întors cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă nu ajungem să iubim mustrările Domnului, dacă nu ajungem să ne placă cuvântul Domnului, vine ziua când Dumnezeu te lasă. Știți unde e cea mai mare tragedie să te lase Dumnezeu? Pentru tineri. La căsătorie. Să ajungi pasul acela, să întrebi pe Domnul, Doamne, e voia ta să mă căsătoresc cu X sau cu Y? Și Domnul să spună, da, iau. Și să nu fie voia Domnului, să fie îngăduința Domnului, pentru că n-ai ascultat în tinerețe cuvântul Domnului. Dumnezeu să vă păzească de asta. Că de acolo nu mai e ieșire. Mă întreba un tânăr, frate, dacă după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că nu mă potrivesc și nu ne potrivim, ce-i de făcut? Și a zis, mă, ce cum adică ce-i de făcut? Închis ochii și mai departe. Nu mai poți să faci altceva? Aia noi nu-i cu divorț, cu recăsătorit, cu lucrurile astea? Trebuia să-ți dai seama înainte că nu te potrivești. Trebuia să citești cuvântul Domnului, să-ți spui... Dar dacă, spunea fratele Iosu, dacă înainte de căsătorie vorbești din cântarea cântărilor, după aia de unde vorbești? Plânge lui Iremia, nu? Înainte de căsătorie se discută principiile. Cum vezi tu problema copiilor, problema mântuirii? Nu după căsătorie ne trezim că ea vrea un copil și el vrea cinci. Și apoi ce-i de făcut? Păi nu mai e de făcut.
decât să se îndure Domnul dacă mai are îndurare pentru ei. Când nu primim adevărul și nu iubim adevărul, spune cuvântul Domnului, au găsit plăcere în nelegiuire și Domnul le trimite o lucrare de rătăcire. Vă dau un exemplu foarte pe scurt, că e târziu. Ieremia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi au venit la Ieremia oamenii aceștia din Israel, Ieremia capitolul 42. Toate căpetenile oștirilor, Iohana și ceilalți, au venit la Ieremia și au zis prorocul Ieremia, fie bine primit înainte ta rugămintea noastră. Și au zis ce frumos vorbesc ei. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău pentru toți ce am rămas. Binevoiască Domnul, versetul 3, Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Ce frumos suna rugăciunea lor. Parcă erau sinceri. Parcă și Ieremia, măi, nu vine să cred că voi spuneți lucrul ăsta. Și prorocul Ieremia a zis, am auzit, mă voi ruga Domnului și apoi să vă fac cunoscut tot ce va răspunde Domnul. Și ei continuă. Au zis lui Ieremia, Domnul să fie martor adevărat și credincios potriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui, fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului. Ați vrea să aveți astfel de frați în biserică? Mă sună bine. Oameni care vor să asculte de Domnul. Numai că ascultarea asta se nu 10 zile, până a auzit prorocia lui Ieremia. Că spune cuvântul Domnului, versetul 7, după 10 zile, astăzi la unii proroci sunt și are imediat prorocie. Doamne, dă-ne înțelepciune. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Și Ieremia a chemat slujitorii, oameni de acolo și le-a spus, așa vorbește Domnul. Și le spune într-un mod categoric și foarte clar, nu-i voia Domnului să mergeți în Egipt. Foarte clar le spune. Acasă puteți aprofunda. Când aud ei cuvântul Domnului, ce spun? Versetul 40, capitolul 43, versetul 2. Azaria, fiul Iosea, Iohana și ceilalți au zis lui Ieremia, minți! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să lucrați acolo pentru vreme, ci Baruc, fiul lui Neria, te atâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor. Dragii mei, Ieremia a fost un mare proroc. Să-l ai pe Ieremia ca proroc în biserică, să-ți vorbească clar cuvântul Domnului. N-a venit Domnul să le dea o vedenie cu un pom, cu o turmă. Nu, clar le-a spus. Au primit? N-au primit. A încercat Ieremia să-i convingă cum a știut. A reușit? N-a reușit. De ce? Domnul avea în vedere să-i nimicească. De ce? Pentru că n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, păzește-ne de aceasta. I-a lăsat Domnul în voia pornirii inimilor blestemate. Atunci când nu vrem să ascultăm, atunci când găsim plăcerea, când nu ne place mustrarea, vine ziua când Dumnezeu ne lasă. Asta este cea mai gravă formă de amăgire. De acolo nu te mai scoate nici Duhul Sfânt. Că singurul care ar putea să te scoată ar fi Duhul Sfânt, dar când El îți vorbește, nu ascultă omul. Și altă cale nu există. Mă rog pentru dumneavoastră și pentru tinerii aceștia, Dumnezeu să vă păzească de amăgire. Atâtea învățături stricate, asta spuneam și vineri, atâtea învățături, atâtea predici pe internet, sau unii și ascultă toată ziua, când cei creștini din Berea au auzit cuvântul la biserică, nu s-au dus acasă să verifice cu YouTube dacă ce-au auzit ei de la Domnul, ce-au verificat cu Scriptura. Nu ascultăm pe internet. Sunt și lucruri bune, nu zic că nu sunt. Dragii mei, cel mai important e cuvântul Domnului. Și nu doar să ai cuvântul Domnului. Du-te și întreabă pe câte cineva, un frate mai cu experiență. Frate, uite cum am văzut eu, cum am înțeles eu. E corect? E bine ce am înțeles eu? E mare înțelepciune să te pui sub autoritate. Spunea cuvântul Domnului despre Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1 și capitolul 2. După ce a început el să propovăduiască, spunea el versetul Galateni 1 cu 11, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia vestită de mine nu este bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și putea să spună Pavel, măi, dacă eu am primit-o, păi eu am dreptate. Cei de la Ierusalim, lasă-i în pace, eu știu, Petru nu știa așa bine. Dar Pavel a fost un om înțelept.
Și spune capitolul 2, versetul 1: după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri. Nu știu ce descoperire i-a spus Domnul. Ce a spus Domnul, nu știu. Dar Pavel a spus: plec la Ierusalim. De ce? Și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu între neamuri, îndeosef celor mai cu vază. Dar de ce, Pavel? O, ce mare înțelepciune! Ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Dar, Pavel, cei de la Ierusalim n-au avut descoperirile tale? Da, ei au umblat cu Hristos, dar n-au văzut, n-au fost acolo în deșertul Arabiei 14 ani cu Dumnezeu. Nu! Ce treabă ai tu cu ei? M-am dus să văd dacă nu cumva am primit eu greșit. Marele Apostol Pavel. Și astăzi la un frate nu poți să mai spui un cuvânt? Și măcar de-ar fi ca Pavel. Doamne, dă-ne înțelepciune. Să ne punem sub autoritate. Să ne cercetăm. Ca nu cumva să fi înțeles greșit. Mai sunt și alte lucruri și nu vreau să mai insist. Cred că s-a înțeles. Ne cheamă cuvântul Domnului în seara aceasta să fim foarte, foarte atenți la amăgire. Diavolul are acest plan, nu să desfințeze. El ar vrea, dar nu poate, știe că nu poate. Dacă ar veni cineva să spună aici de la învol, nu există Dumnezeu, plecați acasă, nu l-am primit. Dar schimbând în casa Domnului, schimbând câte ceva în cuvântul Domnului, pe mulți i-a amăgit. Mulți au sfârșit-o și au căzut de la credință. Pe noi Dumnezeu vrea să ne țină tare. Dacă vom rămâne lângă cuvântul acesta, dacă nu ne vom depărta de Dumnezeu, că spuneau într-o zi lui Amație, dacă nu mă înșel, cuvântul Domnului, după ce a venit de la o luptă și a avut 2 Cronici 25, a avut biruință când s-a întors Amație de la 14, înfrângerea edomiților, s-a adus pe Dumnezeu fiilor lui Seir, i-a pus Dumnezeu pentru el, s-a închinat înainte lor și a dus tămâie. Atunci Domnul s-a prins de mânie și trimite un proroc să-l trezească. Și spune prorocul: pentru ce ai căutat pe Dumnezeu poporului acestea? Căci ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta. Pe când vorbea el, Amația i-a zis: oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Știți care a fost verdictul acestui proroc? Prorocul a plecat zicând: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Când Domnul ne vorbește, să ne smerim să ascultăm. Că dacă nu vom sfârși cum nu vom vrea să sfârșim, în această vreme tulbure, cu atâtea învățături stricate, frați de aici, din Detroit, vă chem să rămâneți lângă Scriptură. Să ne îndemnăm unii pe alții, să nu ne abatem de la cuvântul Domnului. Și dacă alții pleacă pe alte cărări, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i aducă înapoi. Dar să ne păzească Dumnezeu pe noi, mai întâi și copiii noștri și familiile noastre, să nu fim duși în rătăcire. Cum se spunea despre Core, Datan și Abiram. Copiii unor au mers după ei, alții n-au luat parte la răzvătire. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și când până va veni Domnul, să rămânem tare în credință, să rămânem tare în cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem în ascultare și aici la dumneavoastră și la noi în Buzău. Și când vă amintiți, rugați-vă pentru noi. Și o spun încă o dată, mai trimiteți și la noi oameni cu aceste cântări frumoase, că avem de lucru pentru ei și pentru predicatori. Aici nu-i destul loc, dar în Buzău putem să vă dăm timp să predicați, nu jumătate de oră, nu trebuie să fie, vă dăm și o oră, numai să predicați. Domnul să vă binecuvânteze, amin.